Cătălin Drulă, liderul USR, este protagonistul unei campanii fantomă. Bucureștiul a fost împânzit de corturi și bannere cu fața liderului politic care încurajează populația să aleagă România modernă. Numai că Drulă nu și-a anunțat vreo candidatură și nici nu ne aflăm în campanie electorală, deoarece primele alegeri sunt abia în luna iunie. Întrebat care este scopul real al promovării, Drulă a dat doar răspunsuri evazive. Sunt corturi pentru strângere de semnături, pentru Alianța Dreapta Unită. Sunt liderul unei dintre cele trei partide, cel mai mare partid din această alianță. Vrem ca oamenii să afle că există o alternativă la ceea ce noi numim Partidul Comasat Român, PCR, adică PSD plus PNL. Este foarte importantă această campanie. Vom strânge sute de mii de semnături în sprijinul candidaturilor noastre. Avem montate aceste corturi, avem voluntari, avem energie și mergem să facem această campanie cu un gând bun, că oferim României o alternativă reală la actuala guvernare. Totuși, toate corturile, flyerele și bannerele nu au apărut din senin și mai ales nimic nu este gratis. Cătălin Drulă susține însă că toate fondurile pentru această campanie provin din surse legale. Avem o echipă de campanie, avem un buget, sursele sunt cele legal constituite, donații, cotizațiile membrilor de partid, partea de subvenții pe care o primim, dar să vă spun acum un număr și sume, faceți o solicitare și vă răspundem. Întrebați ce părere au despre campania agresivă a USR, mai mulți bucureșteni s-au arătat nemulțumiți. Nu-mi plac deloc. Stric aspectul străzii. Un haos. Nu e nimeni lângă ele. Ce să văd, o reclamă? Personal, eu zic că nu ajută cu absolut nimica. Că de la Revoluție până în prezent țara a fost furată și eu sunt tânăr, am 19 ani. Și în loc să investească în astea, ar trebui să investească mai bine într-un spital, într-o școală. Da, nu sunt suficiente pentru că eu nu știu ce înseamnă pentru dumnealor România modernă. În momentul în care voi afla alte informații, va fi ok. Domnule Ciuvică, doar pentru că nu scrie votați Drulă pe acel panou, se consideră că ocolesc legea, că se înscriu în legea care spune clar că nu poți să faci campanie electorală decât în timpul campaniei electorale? Da, eu sincer nu sunt specialist în legile de campanie, poate știe, adică sigur știe domnul Fenechiu mai bine, dar nu cred că încalcă nicio lege, că e o lege atât de tembelă încât în timpul campaniei nu poți să pui niște afișe. În afara campaniei poți să pui. Dar de bani nu e nicio problemă, sigur sunt banii de la buget cu care prin legea aia, aici avea sens în sensul să nu mai fie bani negri în campanie, să fie bani de la buget, sunt banii de la buget, sigur, nu sunt din banii lui Tasul lui Drulă, ăla de la firma de securiști, Felix Telecom. Nu-i ziceți firma de securiști, vă rog eu mult. Cum nu de securiști, dacă e patronul e un fost securist, păi da, securist da, de pe luna lui Ceaușescu. Nu, că n-a fost membru, nu a fost membru al fostei securități. Ba da, la este Die, cum să nu fie? Păi Die nu era forța securitate. Eu nu zic de Tasul, eu zic de patronul. Păi patronul a fost la Die, nu a fost... Păi, la securitatea statului. Păi și Die, Die e tot securitate. Renunțați înainte să ajung la CNA, că ajung cu useniștii mereu la CNA. Die e tot securitate, dumneavoastră este tânără, nu știți, eu știu. Tot securitate, știu. Era o direcție din securitate. Cum să nu fie securitate? Da, erau aia care nu strângeau degetele la ușă. Așa. Revenind. Deci, sigur nu sunt din banii lui Tasu, sunt din banii aia și are sens, pentru că pe domnul Drulă, eu sunt convins că nu-l cunosc nici vecinii de bloc și atunci aș mai pune cap fața pe panouri de-astea ca să-l mai cunoască lumea. Deci și totul are un sens. Eu n-aș fi critic cu Dar nici eu, doamne ferește, eu susțin întotdeauna USR-ul, am învățat de la Mircea.